Continuăm seria colecția mea de puncte, puncte, rujuri. De această dată cu rujurile lichide drugstore, adică ce găsim prin supermarket sau care sunt sub acel prag de 60 de lei, cam așa. Nu cred că e ceva aici peste 60 de lei. Sincer, uite, n-am mai verificat prețurile, care sunt prețurile în momentul de față, pentru că sunt de mai multă vreme aceste rujuri, da? Cam pe acolo ar fi pragul 60 de lei. În episodul anterior vă las link pe ecran, am vorbit despre rujurile lichide high-end, adică ce găsim prin parfumerii, și am zis peste 60-70 de lei. Mai voiam să zic ceva, un disclaimer, da, o să includ aici și glosuri și tot ce ține de produs pentru buze, lichid, de supermarket. Drugstore. Ok. Hai să începem cu niște rujuri pe care nu știu de ce le mai țin, ar trebui să le arunc, pentru că sunt foarte vechi, sunt excelente, dar sunt vechi și sigur, sigur nu ar mai trebui să le aplic pe buze. Dar mi-au plăcut foarte mult la vremea lor. Sigur, sigur am un clip cu swatch-uri, o să-l caut, vă las link pe ecran. Ca și în episodul anterior, nu o să fac acum swatch-uri pentru fiecare. Am trecut de 1000 și de 100 de ori prin rujurile astea, adică da, simt că mă repet, dar cumva ați vrut, o parte dintre voi chiar ați vrut acest clip și am zis ok, sunt și persoane noi care na. Hai să fac un update. Deci, Golden Rose, dacă vreți, un ruj lichid, accesibil, care să fie super, mega, extra, rezistent, confortabil, opac, saturat, care să se aplice divin, care să arate bine, Golden Rose, oh my god, de câte ori am zis v-am zăpăcit dacă mă urmăriți de mai mulți ani, știți că într-o perioadă v-am zăpăcit cu Golden Rose, pentru că da, sunt foarte mișto, merită, nu știu pe unde le mai găsiți, nu știu pe unde mai are Golden Rose magazin, stand, dar sigur, sigur le găsiți online, o să caut, vă las link-uri în descriere. Golden Rose, foarte mișto, am aici mai multe nuanțe, da, astea sunt toate Golden Rose. Am nuanța numărul 15, un vișiniu movuliu așa mai închis, nuanța numărul 06, un roșu zmeură, care arată destul de bine, nuanța mea preferată 09, pentru care am primit de fiecare dată întrebări și complimente. 09, da, ăsta este cel mai purtat și cred că este 100% aproape terminat. Nuanța 12, care, uite, el are prin el așa niște particule luminoase, ăsta a fost comsi comsa, recunosc, dar are prin el particule, textura este diferită față de toate celelalte, care sunt efectiv mate pe buză, pe buză, pe buze. Nuanța numărul 14 este un roșu-oranj. Nu știu de ce mi-am luat nuanța asta, că nu e genul meu de nuanță, dar în fine. Și un fel de nude, nuanța 19, un nude un pic mai închis, mai colorat. Foarte, foarte frumoasă și nuanța aceasta. Da, mă, Golden Rose-ul a rupt pe rujuri foarte mișto. În continuare le recomand. Hai să trecem la Le Chocolat de la L'Oréal. Am primit, pe vremea când primeam chestii de la L'Oréal, am primit toată gama de nuanțele șocolat, foarte mișto aceste rujuri, în primul rând că miros a ciocolată și au o textură așa foarte, foarte cremoasă, nu știu, ca ciocolata, nu e textură cremoasă, știți cum e textura lor? Ca ciocolata aia pe care o topești și s-o pui așa peste o prăjitură, e fix așa, ca ciocolata topită, ca o cremă de ciocolată, așa e textura lor. Am mai rămas cu patru nuanțe pentru că na, am mai folosit, am mai dat din ele, n-aveam ce să fac chiar cu toate, dar am făcut swatch-uri pentru ele la vremea lor și am clipul pe Instagram, cu siguranță vă las link în descriere să vedeți swatch-urile. Și eu am mai rămas așa cu nuanța 862, nu, trebuie să scot aplicatorul. Un cărămiziu închis așa, mi-a plăcut foarte mult, îmi place de fapt foarte mult nuanța asta de, să zic, de toamnă, arată foarte mișto. Roșu 864, un roșu superb, superb roșu ăsta, superb. Încă miros a ciocolată, nu s-a stricat mirosul. Încă miros foarte mișto a ciocolată. Nuanța 852, un nude, da, un nude așa foarte ciudățel. Am zis inițial că îmi place cum îmi stă cu nuanța asta, dar nu e cea mai fericită alegere pentru mine,
pentru subtonul pielii mele, nu. Sigur, sigur, merge foarte bine nuanța asta pe o persoană cu un subton rece, ceva foarte așa. Eu am un subton neutru spre cald, mai gălbuie la față și nu se asortează cu așa, dar nuanța în sine îmi place, că de-aia am și păstrat rujul. În fine, și 842, un roz, ador rozul pe buze, da, nu orice fel de roz, dar ăsta îmi place, e un roz frumos. Sunt rezistente, super rezistente rujurile astea și dacă vă place L'Oreal, vi le recomand, foarte mișto. De la Evelyn Cosmetics, pe ăsta mi l-am luat și a venit la set cu un creion de buze asortat cu rujul, dar nu știu ce nuanță e, 06 cred, da, 06. Bă, e cam uscat rujul ăsta, adică îți cam usucă buzele, formula nu e wow, dar am dat vreo 15, maxim 20 de lei pe el. Plus că a fost așa un set, un lip kit, a venit cu tot cu creion, mi s-a părut o super afacere și, deci nu este rău, rujul în sine nu este rău. Dar uite, e formula aia care se usucă destul de repede. Uite, lui ăsta-i fac swatch, se usucă destul de repede și iar am făcut swatch cât capul meu de mare. Îmi place nuanța, nuanța este, oh my god, ador. Ador genul ăsta de nuanță, un roz, mov, prună, așa. Nu știu exact cum îi spune la nuanța asta, dar e nuanța, una dintre nuanțele mele preferate. Se usucă un pic cam repede, el ca formulă, dar e 15-20 de lei, vine cu tot cu creion, mi l-am luat din farmacia Tei și dacă sunteți on a budget, adică nu vreți să cheltuiți foarte, foarte mulți bani, să știți că este o variantă destul de bună și nu e rău deloc. Am ajuns și la Maybelline, pentru că știu în comentariile din clipul anterior că cineva mi-a zis că folosește Maybelline. Da, n-am zis nimica pentru că știam că vine clipul acesta și că o să arăt rujurile mele lichide de la Maybelline. Am nuanța numărul... Este nedesfăcut acest ruj pentru că m-am abținut să-l desfac având atâtea și am zis că până nu trec prin rujuri și până nu arunc din ele și nu triez ce e bun, ce e de aruncat, ce e uscat, ce e de pus la cutia cu amintiri, pentru că am și așa ceva, zic nu mai desfac, nu mai încep absolut nimic și ăsta este neînceput, nuanța numărul 15, Lover, care seamănă cu un alt ruj pe care l-am de la Maybelline, acela Superstay Crayon, parcă îi spune nuanța, ăla cred că e nuanța 25, dar seamănă foarte mult, foarte, foarte, foarte mult culoarea ambalajului. Da, încă nu l-am început, o să-l încep, uite, o să-l încep. Și poate o să-l folosim împreună într-un clip, să vedem nuanța. Dacă seamănă cu ce am zis eu. Ok, nuanța 80 Ruler și nuanța 50 Voyager. Ăsta este 50, un vișiniu super închis, foarte mișto. Și nuanța 80 Ruler, un... Seamănă cu 15, dar nu e chiar același lucru. Deci seamănă, dar nu... Știți vorba aia, seamănă, dar nu răsare. Cam așa și la astea două. Mă, rujurile astea de la Maybelline, rujurile lichide, care seamănă un pic ca formulă cu cele de la L'Oreal, sunt opace, saturate, se întind divin și nuanțele închise sunt foarte mișto. Adică nu sunt probleme de la o nuanță la alta să zici că da, nuanțele deschise sunt foarte mișto și roșu, dar... Când mergi spre nuanțele mai închise, deja formula nu mai e ok. Nu, formula este la fel de bună, indiferent de nuanță. Sunt mega rezistente aceste rujuri, deci mega, mega, mega rezistente. Singura mea problemă, dar e ceva o preferință personală, sunt un pic așa sticky, lipicioase. Și acum, nu știu, depinde. Nu e deranjant, adică nu mă deranjează și se duce senzația aia după ceva timp. Dar e singura observație, că sunt un pic lipicioase. În rest... Sunt la superlativ aceste rujuri. Sunt la superlativ cum se întind, cum se aplică, cum tot. Tot e... Da. Mișto rău. Vorbesc foarte, foarte repede și sunt așa pentru că sunt foarte multe și iar stăm 40 de minute ca la clipul anterior. Sau în fine, n-a fost 40, dar pe acolo. Matte Stain de la Melchior și am și rujul nou Melchior, că l-am primit acum de curând, stați un pic să-l găsesc. Uite că l-am găsit, deci încă unul în colecție, se numește Matte Liquid Lipstick, acum nu mai sunt Matte Stain. Și-au apărut două nuanțe noi, eu am nuanța Naked, cu care sunt și dată pe buze, și mai este încă o nuanță Bliss, acela pare să fie cu un subton rozaliu. Deci, ăsta nou, pe care o să-l vedeți într-un clip viitor în Get Ready With Me, adică ce-am făcut aici, o să vedeți în clipul care...
vineri? Da, vineri. Ok, ce mai am de la Melchior, Alexia. Alexia ăsta a fost o colaborare cu Alexia Eram, o nuanță foarte mișto. Un nude așa corai, aș vrea să zic, în zona asta o să-i fac swatch. Foarte frumoasă nuanța de vară, de așa. Bine, nu doar de vară, dar mă duce cu gândul la vară și la vacanță, la, nu știu, mișto nuanța asta. Un nude care mi-a plăcut, e un nude diferit față, uite, față de ăsta, de exemplu. Este un alt fel de ruj nude, un nude mai colorat. Mișto. Și formula aia Melchior, pe care dacă o știți, o știți. Dacă nu și sunteți curioase, vă recomand rujurile Melchior. Nuanța flirty. Oh my god. Păi asta este... Ador nuanța asta, come on. Este nuanța mea favorită. Îi fac swatch, n-am cum. N-am cum să nu-i fac swatch. Ador genul ăsta de nuanță. Uite, flirty. Un fel de magenta fucsia pe acolo, seamănă cu Bend and Snap de la... Mereu vine să fac așa când zic denumirea rujului. Seamănă cu Bend and Snap de la Too Faced Melted Matte. De acolo ăla este preferatul meu, de aici dintre toate ăsta, pentru că îmi place nuanța. Asta e nuanța, o ador. Și mai am, stați așa că vă zic, și m-am făcut tot una de ruj. Trebuie să mă duc să mă spăl la baie pentru că am mâinile, nu știu de unde m-am murdărit. Și mai am nuanța Darling. Ăsta a fost primul pe care mi l-am cumpărat. Deci ăsta și Flirty sunt cumpărate, Alexia și Naked sunt primite de la Melchior. Și știu că, cred că i-am făcut un fel de review sau ceva și am fost dezamăgită de nuanță pentru că nu era ce mă așteptam să fie. Pe site arăta într-un fel nuanța asta și în realitate este diferită și, deși mi-a plăcut foarte mult formula și tot ce ține de ruj, nuanța nu era genul meu și asta a fost singura mea problemă. Și trecem la NYX. Da, mă. Liquid Suede. Am 5 rujuri de la NYX, dintre care doar ăsta metalic. Unul este metalic, toate celelalte sunt rujuri lichide cu finish mat, cream lipstick, de fapt se numesc ele. Pe ăsta l-am terminat. L-am terminat foarte mișto, mi-a plăcut extrem de mult și nuanța și pe buze, tot, tot, tot mi-a plăcut la el. Bine, pe aici mai e ceva, dar n-ar mai fi de folosit totuși. Uite, nuanța este cam an, genul meu de nuanță. Da. Pe ăsta, uite, pe ăsta cred că aș vrea să mi-l recumpăr. Este nuanța numărul, haide să vă zic, 34, Pure Society. 34, metalic. Liquid suede, metalic. Tot suede, liquid suede, nuanța numărul 21. O nuanță dubioasă pe care am purtat-o. Am purtat-o. Hai că-i fac swatch, să vedeți. Deci, nu mai port așa ceva. Asta trebuie efectiv aruncat. Nu mai port așa ceva, să fie clar. Nu. Și l-am portat o perioadă scurtă. Erau la modă rujurile astea mai dubioase și am zis să fiu și eu cu moda. Nuanța 03, Cherry Skies. Asta este o nuanță foarte, foarte faimoasă, cunoscută de la NYX. Și seamănă, uite, seamănă un pic cu ăla metalic. Cât de cât ca subton. Bine, nu chiar. Nu seamănă, scuze. Mi s-a părut. Da. Pe ăsta aș putea să-l mai port, că este aproape nefolosit, de fapt. Am așa, Club Hopper. Unde să mai fac acum swatch? Unde? Unde? Uite, fac aici. Un maroniu așa, deja nu mai are brujul ăsta în el. Da. Un maro închis, mișto. Da, a fost mișto rujul ăsta, Club Hopper, mi-a plăcut foarte mult. Și mai am Vintage, nuanța Vintage. O să-i fac tot aici de desubt swatch și ăsta văd că e aproape terminat. Uite, Vintage. Vintage și Club Hopper este sus, Vintage este aici. A, uite, Melchior, stați, 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 că nu pot să trec. Au scos de un Halloween într-un an, cei de la Melchior, rujurile astea foarte mișto, pe care încă le găsiți, da? Cu grupa de sânge și eu aveam... Da, adică e primit de la Melchior, foarte mișto și foarte mișto rujul, un roșu, mamă. Super mișto și formula tot, uite. Da.
Recomand. E și ăsta cam folosit așa, nu știu. Da, folosit. Bun, trecem la Sephora. Sephora Collection. Lip stain-uri, parcă așa se numesc, da? Sephora Cream Lip Stain. Am așa, numărul 19, era Radiant Orchid. Ah, superbă, superbă nuanța. Ia să-i fac eu swatch, uite. Asta e nuanța, un mauve așa. Seamănă un pic cu ZZ ăla de la Urban Decay din clipul anterior, doar că ăsta este mai închis. Sunt pe acolo, doar că ăla era un mauve lila, ăsta este un... Da, mauve orhidee. Mai închis. Am și nuanța, mamă, numărul 17, da, numărul 17, ăsta e un cărămiziu așa, seamănă cu Too Faced Gingerbread Girl, pe acolo e nuanța, și nuanța numărul 25, un cărămiziu, asta nu prea îmi place, nu știu ce mi l-am luat, dar tot așa seamănă, vedeți cumva e un fel de... Am aici o scamă, nu știu, s-a luat acum. Sunt un fel de dupes, adică înlocuiesc foarte bine aceste două nuanțe. Ar înlocui foarte bine rujurile alea de la Too Faced, care au fost în ediție limitată, Gingerbread Girl și Gingerbread Man. Și ceva ce îmi place foarte mult, Cream Lip Shine de la Sephora Collection. Am primit că a fost un moment când am primit ceva de la Sephora, un moment foarte scurt. Și am primit aceste Cream Lip Shine, toată gama de nuanțe, și am aici nuanța numărul 10. Foarte mișto nuanța asta, hai să-i fac swatch. Da, este shiny, este un ruj lichid, cremos, cu un finish așa super, super lucios. Dar uite aici am făcut swatch, sunt atât de... pigmentate, opace, saturate, nu se întind, nu migrează din conturul buzelor. Îmi place foarte mult formula și dacă sunteți pe rujuri de-astea cremoase, nu vreți ceva mat, astea sunt într-adevăr foarte, foarte mișto. Problema este că purtăm mască și pe sub mască complicat cu ele, dar pe viitor să știți că sunt foarte ok și mie personal mi-au plăcut foarte mult. Uite încă unul de la L'Oreal, cei de la L'Oreal, și cum se numesc astea? Păi nu știu, nu are etichetă, nu are nimic. Știu doar că este nuanța 314. Este un ruj lichid, la fel cu finish de gloss, satinat. De fapt, este mai mult ca un lip stain, dar ceva satinat. Uite, i-am făcut aici swatch. Este semi-transparent așa. Este și un pic lipicios. L-am purtat, am încercat să-l port, dar mi se pare că un pic migrează și ai nevoie de creion sau eventual aplicat peste un ruj lichid cu finish mat. Și tot de la, tot așa un fel de lip stain, tot de la L'Oreal, nuanța 105 Eye Rule, dar 105 asta este o altă gamă, vedeți că seamănă ambalajul, dar totuși diferă, nu e același lucru. Astea se uscau mate, tot un fel de lip stain, dar mat. Aceste lip stain-uri, nu m-au dat neapărat pe spate. Mai departe, Rimmel London, că ziceam că văd că nu mai am nimic din rujurile lor lichide, dar am din gama Stay Satin. Stay Matte, gama de rujuri mate, Stay Satin, seamănă cu Cream Lip Shine, ca formulă de la Sephora. Ce nuanță am? Nuanța 430. Superb, superb, superb rujul ăsta. O să-i fac un swatch lângă cel, o să vedeți nuanța, că e genul meu. Da, am făcut aiurea, rău de tot. Cum vă arăt eu acum? Cum îmi întorc eu mâna? Am vrut să fac, uite așa, nici așa. Fail. Da. Am vrut să-i fac lângă cel de la Sephora, să vedeți că seamănă cât de cât nuanțele. Da, deci ăsta este Rimmel ăsta, 430, Rimmel London. Ăsta este. Și tot așa. Finish luminos, cremos, shiny, foarte mișto pe buze. Se duc, rujurile astea se duc pentru că sunt cremoase și se curăță, dar buzele tot rămân așa ușor pătate pentru că sunt super pigmentate și rămân buzele colorate și arată frumos chiar dacă se curăță. Nu arată disgrațios, nu se curăță în pete. Mă, nu știu, rujurile astea, deși nu sunt o mare fană a rujurilor cremoase, mai ales lichide,
Dar rujurile astea au fost, sunt, de fapt, reușite. De la Boysenberry's din gama Nude Delicious, o combinație de asta de cuvinte, am nuanța numărul 200, marțipan. A fost o nebunie cu aceste rujuri la un moment dat când au apărut. Mie, rujurile lichide Boysenberry's mi-au plăcut foarte mult. Cred că am avut și eram obsedată de nuanța Sin, dacă nu mă înșel. La începuturile mele pe YouTube v-am vorbit foarte mult despre Boysenberry's, da, rujuri lichide destul de bune, mi-am păstrat așa părerea despre ele. Astea din gama New Delicious mi-au plăcut, adică sunt și ele mișto, doar că sunt foarte parfumate, spre deosebire de gama clasică de rujuri lichide, foarte parfumate și parcă... Da. Și mi se pare că nu mai miroase a ce trebuie și s-a cam îngroșat un pic. Da. Doar că nu am găsit... Ăsta e ok, îmi place nuanța asta de nude. Și nu am găsit în toate rujurile alea nude pe care ei le-au scos, nu am găsit un nude care să mi se potrivească 100%. Marțipanul ăsta, într-adevăr, am zis că e ok, dar nu e chiar nude, adică e mai închis. Hai că dau să șterg, dar... Da, e un pic mai închis. În rest, formula e formula... Formula Boysenberry's nu e prea mult schimbată față de rujurile clasice. Un ruj mișto, apărut anul trecut, 2020. Foarte, foarte mișto această gamă de la Bourjois, Rouge Velvet, Rouge Velveting. Într-adevăr, e ca o cerneală, este foarte ușor, nu este super cremos și gros, este foarte, foarte ușor și fluid. Am nuanța, ce nuanță e asta? 15 este roz, pentru că știți că îmi place, dacă nu știți, uite, vă spun eu acum, îmi place rozul pe buze. Este genul ăla de ruj, aplici un strat și dacă nu s-a aplicat bine, poți să mai vii cu încă unul și cu încă unul, pentru că nu se îngreunează pe buze, nu arată urât, disgrațios, nu așa, pentru că este foarte, foarte ușor, foarte fluid, în același timp destul de pigmentat. Nu știu toate nuanțele cum sunt, cum se comportă de la o nuanță la alta, dacă la toate nuanțele formula este atât de mișto, dar vă spun sigur, sigur că nuanța asta este superbă. Uite, o să-l folosesc, promit, ori sunt dată cu el în vreun clip și menționez, ori într-un Get Ready With Me, vi-l arăt. Deci, Bourjois, ceva nou, a apărut pe piață și foarte mișto, care îmi place. De la Zara, da, Zara, rujuri lichide. Am nuanța M11. Bă, eu mi-am luat rujurile astea și când am văzut că ăștia de la Zara vin cu rujuri lichide, eram, oh my god, rujuri lichide de la Zara, vreau să încerc. Da, nu. Nu sunt rele, dar M11 este foarte mișto ca formulă. Este un ruj nude așa, hai că-i fac swatch la M11. Uite, swatch-ul. Arată foarte bine în swatch, arată foarte bine pe buze. Ăsta la altul M07, care este genul meu de nuanță, ca să zic așa, un magenta. Și o să vedeți că seamănă cu foarte multe rujuri pe care vi le-am arătat până acum. Ăsta, M07. Na, pe piele, aici, pe mână, în swatch-ul ăsta cât capul meu de mare, arată foarte, foarte, foarte ok, dar pe buze... Nu știu ce se întâmplă, se întinde dubios. Și ce mai am eu de la Zara? Un gloss! Foarte mișto glossul, mi l-am luat astăvară, Go Glow se numește și, repet, l-am prins la un preț foarte bun, că de-aia mi l-am luat un 10-15 lei pe acolo, adică super ieftin. E într-o singură nuanță, adică nu erau mai multe nuanțe, era redus, mi l-am luat și ăsta este glossul. Da, o să mă dau cu el. Pentru că mi se pare că merge cu rujul pe care l-am pe buze. E un gloss drăguț. Ok. Merge cu ce am pe buze, nu neapărat cu ce sunt dată pe la ochi glossul, dar, ba da, merge. E mișto glossul, acum nu se mai găsește, adică dacă intrați pe site-ul lor, nu cred că mai este disponibil, dar verificați și voi. E ok, e un pic așa lipicios, dar în același timp rezistent, mă, pentru 10-15 lei cât am dat pe el, e chiar ok. Și un alt gloss care îmi place foarte, foarte, foarte mult, acesta de la Farmacy, l-am în nuanța 06, da, este 06. Este un gloss din acela
care dă și puțină culoare buzelor, nu doar luciu, dă și puțină culoare, că vedeți, în tub așa el este colorat, ai zice că este ruj lichid, dar nu e ruj lichid, e gloss, arată foarte bine pe buze, foarte natural, cel puțin nuanța asta se potrivește foarte bine cu nuanța naturală a buzelor mele. O să-mi distrug buzele. Aș putea să dau jos ce am acum. Da, nu, nu se duce rujul lichid. Se duce foarte urât, cu tot cu gloss, în fine. Hai să șterg un pic. Nu vă speriați de mine. Încerc să vă arăt glossul. Să șterg un pic. Da, să mă dau cu acest gloss. Pe care na. Uite, e rozaliu așa. Oh my god, ador rozaliu ăsta. M-am dat aiurea? Da. Contează? Nu, că o să închei în curând clipul. M-am și șters, adică nu e 100% doar el, m-am și șters aiurea, m-am dat aiurea. Mă, dar este foarte mișto glosul ăsta. Nu știu de ce am devenit obsedată de el. Și hidratează buzele, conferă și luciu și puțină culoare. Cumva uniformizează. Cam așa. Uniformizează nuanța buzelor, sunt mai multe nuanțe disponibile și în funcție de nuanța ta naturală îți alegi nuanța glosului și mi se pare că și uniformizează, dă și puțină culoare pe de altă parte și acel efect de gloss. Îmi place foarte mișto, doar să scăpăm de mască, pentru că pe sub mască nu ar funcționa. Ok, spuneți-mi care este rujul vostru drugstore, adică de supermarket. Așa, preferat ruj lichid, că vorbim despre rujuri lichide. Gloss, dacă aveți vreun gloss favorit, spuneți-mi că uite la glossuri, eu nu am foarte multe, nici nu sunt mega pasionată de glossuri, dar uite că uneori, de ce nu, un gloss pe buze arată chiar mai mișto decât oricare alt ruj. Ok, ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, la revedere!